Pentru majoritatea pescarilor de feeder, acțiunea în timpul iernii se mută pe râuri, deoarece râurile dețin destul de multe specii care sunt active și în perioada rece. În acest nou clip vreau să fac o recomandare a coșulețelor care se pot utiliza în partidele de pescuit pe râuri și, de ce nu, chiar și în lacurile stătătoare, dar accentul îl pun pentru utilizarea acestor coșulețe în partidele de pescuit pe râuri, la pescuitul scobarului, a plăticii, a cosacului, a moronașului și, în general, a speciilor de pești care sunt active în perioada iernii. Este bine știut faptul că iarna peștii caută locurile cu apă mai lentă, curenți mai lini, strângându-se în bancuri pentru iernare. Totuși, pentru situațiile în care peștii se regăsesc în curenți puternici, utilizez coșulețele open-end de la Nisa, deoarece vreau întotdeauna în acest tip de ape să descarc toată nada pe substrat, fără a lăsa nadă în coloana de apă. Aceste tipuri de coșulețe open-end descarc întotdeauna nada pe substrat și sunt foarte indicate a se utiliza atunci când se transportă momeală vie. Încărcarea coșulețului cu momeală vie la mijloc și cu capace de nadă face ca aceasta să ajungă în siguranță pe substrat, fără a lăsa viermișorii în coloana de apă, neatrăgând astfel specii precum obleții, specii care pot încurca în partida de pescuit. Pentru locurile specifice de iarnă în care se adună la iernat peștii activi din perioada rece, sunt recomandate coșulețele de tip cage. Eu utilizez coșulețe de la două branduri diferite. În primul rând, nu îmi lipsește din trusă coșulețele cage de la Nisa pentru situațiile de pescuit în care am un substrat accidentat, cu multe pietre, de exemplu, deoarece aceste coșulețe au corpul de plastic și de foarte multe ori, dacă se blochează între pietre, la o forțare puțin mai mare a liniei de pescuit, coșulețul se eliberează mai ușor dintre pietre. Folosesc de asemenea greutăți destul de mari, 44 de grame sau 60 de grame în majoritatea cazurilor pentru apele aflate în regiunea mea, dar este posibil ca în alte zone să fie necesar și utilizarea coșulețelor mai grele sau, de ce nu, în funcție de situație, a coșulețelor mai ușoare. Accentul se pune pe tipul de substrat, iar atunci când există un substrat accidentat cu pietre, este indicat să se utilizeze coșulețe cu corp de plastic, eu utilizând modelul cage de la Nisa. Pentru zonele în care substratul este nisipos sau lutos și nu este cu obstacole, folosesc coșulețele de la AST, modele cage round, niște modele de coșulețe foarte utile atunci când substratul nu este accidentat. În situația în care curenții de apă sunt puțin mai mari sau pescuitul se face la o distanță mai mare și este nevoie de capacitate mai mare de nadă, folosesc cage tunnel, un coșuleț care pe talpa de plumb are și patru proeminențe care ajută la fixarea lui mai bine pe substrat. Cage tunnel de la AST se poate găsi în gramaje începând cu 40 de grame și poate urca până la gramaje de 200 de grame, acestea fiind, bineînțeles, gramajele care pot fi folosite doar în anumite situații. Dar, din punctul meu de vedere, cred că în partidele de pescuit din timpul iernii la scobar și moronaș se pot utiliza coșulețe cu greutate între 40 și 80, 90 sau 100 de grame pentru majoritatea situațiilor de pescuit.